Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de astăzi. Vom face un rap cum am făcut și în alte episoade. Am început cu portalul, facem un rap de Premier League, o să-l alegem pe Florin. Am crezut că o să am un portal de 97. Dați-mă, am luat un port aici. Da, o să-l iau pe Otamendi. Lăsăm așa, până un alt. Van Dijk. Tot Otamendi, Ricardo Pere. Nu vreau să mai luăm încă un Otamendi. La Nana. Deja știu pe cine să iau, pe Oxen Chamberlain. Cred că așa-i să zicem. Mamă, cât de bun e draftul. Uitați-vă. Atac. Haide să vedem atac. Henry. Salah, 88. L-aș vrea pe Vardy sau pe Firmino. O să-l iau pe Vardy. Pe Vardy. Trebuia să-l iau pe Firmino ca să nu am doi de Vardy. Ok, e un draft bun, după părerea mea. Sus în jos și de jos în sus. Hai să vedem. Goalkeeperul de... Bun. Deci avem... Am ales atacant. Îl iau pe Turam și hai să încep. Portarul trebuie să fie un trap. 85. E ok. N-am ce să fac. Un lb. Pe băiatul ăsta care e tot ECB. Siul sau Alaba. Nu mă și îl schimbăm așa. Dar n-am re... Nu, nu te aici. Mai bine l-am. Ginter. L-am și pe FIFA. Avarta, trebuie puțin liner să luăm liner. Da, acel nu prea-mi place de al celui ăla. Vargas, Vargas, să fie. Vițel. Pe băiatul ăsta din Chile. Chile, sau Chilean. Eu să vorbesc mai tare. Bailey, care trebuie să joace ultimul atacant. Haide să-l vedem. Voland aici pică foarte bine. Voland 88 strike-ul. Da, aici a fost mai greu. Dar să trecem peste. Avem și reclamă La Liga Draft. Haide să vedem. La am văzut. Cine a văzut El Clasico, o să scrie în comentarii El Clasico. Pe bune tot atacantul aici. N-am ce, îl iau pe Suarez. Luăm și portarul. Areola. Haide să mai găutăm un atacant. Dani Dani Parejo, CM. Da, aici ai CM. Iago Aspas. Atacul e bun. Luăm pe băiatul ăsta. Filmăm de 4 minute. Care crezi să-l aleg? Pe Banega sau pe Sergio Busquets? Îl aleg pe Sergio. I-am văzut și banderul ăla de capitan. Rodrigo. Schimbăm. Aici. O să schimbăm așa. O lăsăm tot așa. Da, haide să vedem și lui Carvajal. 92. E drag bun, băieți. Pichie nostru. Asta e cel mai bun drag care l-am făcut.
Tot Varan, că Andrag și îl iau pe băiatul ăsta. Ia, uitați-vă și voi ce draft. Deci, uitați cum să facem cel mai bun. În seria, știți pe cine îmi dă mie cel mai descurcat? Szczęsny. Dacă nu pică Szczęsny acum, nu știu. Am zis. Pică Szczęsny. Tot timpul Szczęsny pică. Deci tot timpul când am făcut draft din ăsta, Szczęsny mi-a picat. Luca cu Insigne, luăm Zapata. Are și card de face în Champions League. Ionita, dar nu e la de la fel, va luăm pe Cusi. Asta n-a fost un draft mai bun. Kedira. Bernabes. Wow, e fain. Iau lui Salberto pentru că are un card mai fain decât al lui. Ăla cum se cheamă, lui Bernard Pemski. N-are cu cine să lege. Da, draftul ăsta n-a fost unul atât de bun. Hai, Rugan e mai bun puțin. Kirikesh! 75. Nu, nici gând să-l iau pe Kirikesh. Îl iau pe Zapa Costa. N-a fost draft prea bun. 3 din de gold. Ligul, nu draft. Haideți să vedem. Goalkeeper-ul. Băiatul ăsta l-am și pe FIFA. Cine e pică? Tata Roșanu, Pele? Joacă și portare Pele? Tata Roșanu, veți. Ok, trebuie să mă uit și la Niang sau Ben Yedder. Ben Yedder. Îl iau Natal. Cât de nașpa e draftul ăsta. Vedeți-mă, vezi. Vino aici, Verratti. Ok, ce beau? Pe și Bernat. Draftul ăsta cred că putem mai slab draft și ne poate facem un draft și mai bun. Pică și ce ni portar. Fiți atenți. Da, nu. A, am ales atacantul. Muriel. Luăm Muriel. Da. Ce-au purtat astăzi cu mine? De ce trebuia să-mi dea un din ăla? Lozano, vino ai. Îmi dă portar numai... Sanchez. Numai de 70 și la draftul anterior. Hai să vedem fundaș. Ce draft prost. Măcar el e. Rafael Tolo. Zapa. Da, n-a fost un draft prea bun. Ok, vreau să ies. Și ăsta e ultimul draft, La Liga draft. Vreau să-mi pice Ter Stegen. Te rog, Ter Stegen. Nu, no, e asta al doilea episod pe care filmez pe ziua. Da, e Sergio. Nu știu cum, nu știu. Pentru că e pe shop. Orizobila.
Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!